Vă salut, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip pe canalul Trip Travel Live. După cum bine știți, noi avem o țară foarte bogată. Avem mare, avem delta, avem munte. În clipul de azi ne vom opri la munte și vom afla care sunt cele mai mari vârfuri din munții Carpați. România se află în centrul geografic al Europei și 31% din întreaga suprafață a țării este ocupată de munți cu altitudini între 800 și 2544 de metri. Un procent de 36% este ocupat de dealuri, iar restul de 33% de câmpii. Relieful României este axat pe arcul munților Carpați. În centrul teritoriului este podișul Transilvaniei, înconjurat de lanțurile muntoase ale Carpaților, Carpații Orientali, Carpații Meridionali și Munții Apuseni sau Carpații Occidentali. După cum am zis, Carpații se împart în trei mari grupe. Carpații Orientali, care se află între granița de nord și Valea Prahovei, și reprezintă 52% din întreaga arie carpatică, aici găsim munți cu altitudine maximă de 2303 metri. Carpații meridionali sunt cuprinși între Valea Prahovei și culoarul Timiș-Cerna. Se întind pe aproximativ 21% din spațiul montan românesc. Aici există 11 vârfuri care au altitudini de peste 2500 de metri. Și Carpații occidentali, care se întind între defileul Dunării la sud și Someș la nord. Aici găsim altitudine maximă de 1849 de metri. Începem cu cel mai înalt vârf din România, vârful Moldoveanu, 2544 de metri. Situat în județul Argeș, el se poate vedea doar de pe creasta Făgărașului, iar asta din cauza faptului că majoritatea piscurilor montane din jurul său au peste 2400 de metri. Vârful Negoiu este al doilea ca înălțime și este situat tot în munții Făgăraș. El are 2535 de metri altitudine. Are pante foarte abrupte, fiind extrem de greu de urcat. Vârful Viștea Mare are 2527 de metri și este al treilea vârf ca înălțime din România. El se află în munții Făgăraș și reprezintă principala cale de acces către vârful Moldoveanu. Împreună cu el formează Marele Trapez. Vârful Parângul Mare are 2519 metri și este al patrulea ca înălțime. El se află în masivul Parâng, unde se găsește cea mai înaltă șosea din România, Transalpina, al cărei punct cel mai înalt ajunge la 2145 de metri. Vârful Lespezi, din munții Făgăraș, este al cincelea ca înălțime, are 2517 metri. La poalele sale se află lacul glaciar Călțun. Vârful Omu este situat în munții Bucegi și este pe locul 6 ca înălțime, cu 2514 metri. Se poate vedea de pe creasta Pietrei Craiului și de pe Valea Prahovei. Cel de-al șaptelea vârf este vârful Peleaga, din munții Retăzat, cu 2509 metri altitudine. Accesul aici se poate face dinspre lacul Bucura, Șaua Pelegii sau Curmătura Bucurei. Vârful Păpușa este al optulea vârf ca înălțime din România și este al doilea ca înălțime din Retezat. El are 2508 metri. Accesul aici se poate face dinspre vârful Custura, Porțile Închise sau Șaua Pelegii. Cel de-a nouălea vârf ca înălțime din România este vârful Vânătoarea lui Buteanu sau Vânătarea lui Buteanu, cu 2507 metri altitudine. Vârful cu numărul 10 ca înălțime al României este vârful Hârtopul Darei din munții Făgăraș, care măsoară 2506 metri altitudine. Cel de-al 11-lea vârf ca înălțime este vârful Cornul Călțunului, din munții Făgăraș, care măsoară 2505 metri altitudine. Vârful Bucura, care măsoară 2503 metri înălțime, este cel de-al 12-lea munte ca înălțime din România și se află în munții Bucegi.
Și ultimul dintre cele 13 vârfuri înalte din Munții Carpați este vârful Dara, care măsoară 2500 de metri altitudine și se află în Munții Făgărași. Și încă ceva despre Munții Carpați. Denumirea acestor munți provine de la un trib de daci numit Carpi, care locuia în Moldova, în Carpații Orientali. Carpi înseamnă stâncă. Munții Carpați au o vârstă de aproximativ 200 de milioane de ani. Din lanțul carpatic izvorăsc mai multe râuri mari precum Nistru, Prut, Siret, Tisa, Mureș, Jiu, Argeș sau Olt. Temperaturile medii anuale din zona Munților Carpați variază de la 8 grade Celsius la poalele munților și la minus 2 grade pe culmile cele mai înalte. Asta a fost tot, prieteni. Dacă v-a plăcut și ați găsit interesant acest clip, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare cu alte clipuri interesante. Salutare!